venit pe canal. Astăzi am să vreau să discutăm despre un lucru care cred eu că o să spună câteva semne de întrebare și o să te facă să înțelegi o mică diferență, cel puțin pe mine m-a făcut, o mică diferență între produse, iar în cazul de față o să discutăm despre aplicatoarele de bonding. Știu, pare un lucru banal, ce contează atât de mult un aplicator atâta timp cât îl folosim. Ei, dacă o să privim lucrurile puțin mai în amănunt și mai în detaliu, în special sub microscop, o să observăm că situația nu stă chiar așa cum privim noi lucrurile. Ne bucurăm uneori, poate că luăm produse mai puțin costisitoare și nu neapărat de la firme renumite, considerând că facem exact același lucru și nu influențăm cu absolut nimic rezultatul actului terapeutic. Ei, se pare că în realitate treburile nu stau chiar așa și producătorii mari știu treaba asta. Nu aș putea spune că se aplică chiar în toate situațiile, dar ai să vezi cel puțin pe partea de bonding. E bine totuși să avem niște limite în a folosi diferite materiale. Haideți să vedem despre ce este vorba și o să înțelegi mai bine ceea ce vreau să explic aici. În experimentul de față am făcut un chenar pentru a delimita zona și pentru a nu se scurge compozitul fluid. Am să încerc să nu dau neapărat firme, cu toate că ai să vezi în clip firma de la care folosim aplicatoarele. Nu este neapărat clipul despre a face reclamă unei firme anume, cât pentru a înțelege diferențele dintre firme. După cum ți-am spus, am aplicat compozitul fluid, l-am polimerizat și acum o să trecem la partea de aplicare a bondului, unde mă interesează cel mai mult să văd diferențele. De ce am făcut clipul ăsta? Pentru că eu am observat de ceva timp în urmă, folosind diferite firme, aplicatoarele și anume perișorii mici din vârful aplicatoarelor diferă foarte mult de la firmă la firmă. Și anume, dacă folosim un aplicator din, și aici am să dau puțin zoom, să ne uităm mai aproape, un aplicator din gama de low-end, ca să zicem așa, avem unele rezultate. Iar dacă folosim un aplicator din gama mai de sus, să zicem așa, high-end-ul, se schimbă complet situația. Și acum am împlățit blocul de compozit în două și vom vedea diferențele după polimerizare și ce se întâmplă efectiv cu perișorii aplicatorului. Începem cu aplicatorul low-end și o să observ imediat că după ce l-am folosit un picuț și dăm un zoom, o să observi o pierdere a adeziunii dintre perișori și stick-ul efectiv care îl ține și brațul aplicatorului. Ceea ce va duce la o zonă mult mai poroasă a bondingului și doi, ceea ce numesc eu un dezavantaj foarte mare, perișorii aceia rămân lipiți în unele cazuri și nu știu dacă poți să observi aici, am să încerc să arăt cu niște săgeți în post-edit, rămân perișorii pe suprafața noastră de proaspăt dată cu bonding, ceea ce se numește o contaminare a zonei de bond efectivă. Nu știu dacă ai observat și ai văzut perișorii. Acum, asta este zona făcută cu aplicatorul din gama de low-end. După cum vezi, pe aplicator lipsesc deja câteva zone. Cu o sondă putem să îndepărtăm ușor perișorii. Eu pun toată situația asta pe baza agenților chimici din bond, care rup legătura liantului dintre perișor și baza aplicatorului. Iar suprafața compozitului a rămas rugoasă și încărcată de perișori. Acum trecem la o altă categorie de aplicatoare. Și hai să observi din clip, în primul rând, zona de vârf a aplicatorului efectiv este mult mai densă în peri, ceea ce ne ajută la un slippage mai puțin al bondului și o încărcare mai mică efectiv pe aplicator. Iar după ce dăm compozitul cu aplicator, hai să observ că zona respectivă este mult mai netedă, indiferent de cât am freca și am aplicat acolo și după cum vezi,
încerc să reproduc rezultatele primului aplicator, dar chiar după o frecare intensivă tot nu ajungem la rezultatul ăla. Și surprinzător, perișorii nu se desprind absolut deloc de bază. Deci oricât am încercat să raclăm, să tragem bondul folosit de firmele bune, nu se inactivează și nu lasă perișorii să iasă de pe aplicatorul efectiv. Aici am pus și o comparație între cele două ca să vezi retenția de bond de pe unul și retenția de pe cealaltă. Ok, și acum dacă ne uităm la zonele de compozit efectiv date cu bond și pregătite și polimerizate, o să observăm o diferență majoră între stratul suport care urmează a fi, pe care urmează a fi aplicat compozitul nou. Și anume, unul este foarte fin și neted, având o peliculă, tind să cred, aproape de ceea ce ne cere producătorul in vitro, iar celălalt avem o zonă rugoasă care este contaminată cu perișori fini, care nu cred că corespunde unui bonding corect efectuat. Asta, hai să mă întreb și ce relevanță are în tratamentele mele de zi cu zi și ce efect poate să aibă. Păi, în primul rând, dacă e să o reducem la minim, bondingul ce face? Este un agent de legătură între două suprafețe. Dacă agentul de legătură nu este pur și nu este gândit exact așa cum a fost el făcut de fabricant, atunci el nu se va ridica la standardele cerute de noi. Și asta va duce, împreună cu încărcarea și contaminarea cu perișori, va duce ușor-ușor la infiltrare, atât bacteriană cât și a umezelii în sine, și va duce inevitabil la o desprindere prematură a reconstrucției noastre. În cazul clipului pe care l-ai văzut mai devreme și a zonei fine și netede, acolo dacă nu avem contaminare, cele două materiale vor intra în contact foarte bun chimic una cu alta și efectul inevitabil va fi și el mult mai bun decât pe o zonă contaminată. Ca și un exemplu mult mai simplu și mai elocvent, imaginează-ți că vrei să lipești două bucățele de plastic cu superglu, de exemplu, și pe superglu pui puțin rumeguș. S-ar putea să lipească, nu zic nu, dar cel mai probabil lipitura nu va fi una extrem de durabilă. De asemenea, chiar și acolo ți se cere ca ambele zone să fie decontaminate și să fie degresate, să nu avem contaminanți externi. Același lucru îl putem extrapola și la bond, unde la fel noi ne asigurăm că degresăm foarte bine zona, da? Sunt, știi foarte bine că sunt sisteme care au atât bondul cât și agentul pregătitor pentru zone, și anume acel primer, sistemele bicomponent, dar bănuiesc că majoritatea dintre voi folosiți sistemele universale în care nu avem nevoie de primer. Eu mă înțeleg bine și cu un sistem și cu altul, deși în ultima perioadă recunosc că am trecut pe ultima generație de adeziv și anume cei universali, dar folosind ambele tehnici, și deci total și parțial. Ideea de bază rămânând că noi avem nevoie în definitiv de o zonă cât mai curată și necontaminată de niciun agent extern. De aceea am vrut să fac acest experiment. Aveam bănuieli înainte să-l fac că așa se întâmplă cu aplicatoarele, ceea ce mie îmi va da foarte mult de gândit pe viitor și sper că și ție în alegerea produselor pe care le vei folosi. Încă o dată îți mulțumesc mult că ești aici pe canal, îți mulțumesc pentru like-uri, nu uita să dai subscribe și poate și share să vadă prietenii și colegii.